Bună ziua, începe studioul politic la Digi24. Sunt Anca Suciu. Congresul PNL în care a fost ales Florin Câțu este anchetat de procurorii DNA. Mai exact, două dosare penale au fost deschise, unul la Parchetul General pentru zădărnicirea combaterii bolilor și altul la DNA pentru abuz în serviciu. Sesizarea a fost făcută de PSD pe când nu era la guvernare. Detaliem cu Teodor Stolojan, liberalul care a condus Comisia de Organizare a Congresului cu 5.000 de delegați. Președintele ar putea fi ales de Parlament. E o variantă discutată de noua coaliție de guvernare. PSD, PNL și UDMR se laudă că își permit modificarea Constituției. Printre schimbări, trecerea la Republică Parlamentară sau drept de vot, începând cu vârsta de 16 ani, orice CSM separat pentru procurori și judecători. Rămas în afara guvernului, Florin Câțu critică. Nu e de acord cu relaxările anunțate de executiv pentru sărbători, acuză PSD de lipsă de efort sau, hai să-i spunem, lene în a găsi soluții pentru creșterea veniturilor în 2022. A comentat de asemenea acici și întârzierea cu care se adoptă certificatul verde obligatoriu la locul de muncă. Dacă oferim o testare gratuită nelimitat, rata de vaccinare nu o să mai fie. Nu o să mai crească. Cât timp ar putea statul să susțină totuși plata acestor teste? 45 de zile. Am discutat. A fost agreată, nu înțeleg de ce ne-am duce mai departe. Am agreat-o acolo, domnul Rafil era acolo, a spus da. Va trece acest proiect de lege prin procedură de urgență până la finalul acestui an prin Parlament? Eu înțeleg că asta este... Eu sper că nu. V-am spus de ei, eu sper că nu este doar o tactică de a tergiversa aplicarea certificatului verde. Măsurile de relaxare acum de sărbători ar putea fi o frână pentru vaccinarea populației? Da, aici să știți că sunt puțin surprins. Privesc cu atenție ce se întâmplă în acest moment și vă spun că... Sper și îngrijorare, sper să nu am dreptate. Nu știu dacă este un moment ca să relaxăm. Partidul Național Liberal spune foarte clar că nu susține creșteri de taxe sau să introducă alte taxe noi. Aceasta este poziția noastră acum. Și începem discuția cu liberalul Teodor Stolojan, fost premier al României. Bună ziua, mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Am început această discuție la studioul politic cu informația care a venit dinspre DNA, două dosare penale, una pe fapte de corupție, una pentru zădărnicirea bolilor, deschise inițial la Parchetul General. Și curiozitatea noastră este dacă în acest moment s-au cerut informații dinspre Partidul Național Liberal, de precizat, aceste anchete sunt în REM. Nu am această informație. Dacă s-au cerut, sigur că Secretariatul General al Partidului Național Liberal a dat toate informațiile. Dacă acestea s-au cerut, noi nu avem probleme în a da aceste informații despre Congresul PNL. Dumneavoastră sunteți cel care a condus o comisie de organizare a Congresului. 5.000 de delegați au fost atunci, încă de atunci a fost o întreagă discuție și o întreagă dezbatere cu referire la numărul de delegați într-o perioadă de pandemie. Dacă putem face puțin câțiva pași în spate și să ne detaliați dacă dumneavoastră considerați că în vreun fel acolo a fost comisă această infracțiune de zădărnicire a bolii. De ce? Pentru că ne amintim imaginile, de exemplu, cu îmbulzeala de la cabinele de vot. Să facem o scurtă istorie. Deciziile pe care Partidul Național Liberal l-a luat vis-a-vis de ținerea Congresului sunt decizii luate conform statutului în organismele de conducere ale partidului. Comisia de organizare pe care eu am condus-o, formată din 8 membri, 4 din partea candidatului sau desemnați de către candidatul Orban la președinția partidului și 4 desemnați de către domnul Câțu, cel de-al doilea candidat la președinția partidului. Această comisie de organizare avea ca scop principal respectarea statutului Partidului Național Liberal în tot ce a însemnat alegerile care au avut loc de la nivel local, deci organizații ale partidului de la nivel de comune, orașe, municipii, județe, până la alegerile din cadrul
Congresului. Deci acesta a fost atributul principal al comisiei organizatorice. Sigur, având în vedere că erau o serie de măsuri legate de prevenirea, răspândirea acestui virus COVID, conducerea, secretariatul Partidului Național Liberal a cerut în două rânduri avizul în mod scris de la Ministerul de Interne, care bănuiesc că a acordat acest aviz, sigur, consultând acel comitet care există pentru problemele respective. De ce s-a cerut de două acest aviz? Pentru că în decursul a două sau trei luni cât a durat pregătirea acestui congres, s-au schimbat restricțiile sau condițiile în care se puteau ține întruniri de genul celei pe care am avut-o noi la congres. Am primit avizul favorabil de două ori, sigur, cu respectarea măsurilor pentru prevenirea răspândirii acestui virus. În ce privește desfășurarea congresului, aici, eu pot să spun de la bun început că, în general, s-au respectat restricțiile, oamenii au purtat măști tot timpul în perioada desfășurării congresului, au existat însă câteva momente în care s-au produs o serie de aglomerări. Unul dintre momente a fost când un candidat sau altul își prezenta susținerea și programul său pentru alegeri, pentru a fi ales. O serie de simpatizanți ai candidatului au venit în fața tribunei și au aglomerat acel spațiu. În acel moment eu am oprit congresul și le-am cerut să se ducă din nou la locurile lor pentru a respecta exact restricțiile care au fost. Au existat însă câteva momente, în special la cabinele de vot, unde din dorința de a termina cât mai repede această procedură, sigur, au fost acele aglomerări. Am avut curiozitatea să mă uit după congres în ce măsură au apărut semnale că oameni care au participat la congres s-au infectat cu acest virus și n-am avut aceste reacții ceva deosebit. Deci, în concluzie, aveți această informație câte persoane după momentul congresului s-au îmbolnăvit? Nu am avut aceste informații, adică n-a fost un fenomen. Vă reamintesc că atunci când a început pandemia în 2020, am avut o ședință de birou executiv la care un deputat, un membru al biroului executiv, un deputat, dacă nu mi-aduc aminte bine, din Constanța, a venit infectat și tot biroul executiv a intrat în carantină 14 zile, inclusiv eu. De data aceasta, noi nu am avut semnale că după acest congres avem participanți care s-au infectat cu acest virus, poate știu eu. Deci n-a fost un fenomen dintre acesta care să ne îngrijoreze. Nu credeți așadar că aceste verificări vor duce până la urmă la o combatere în ce privește un deznodământ, astfel încât cineva, un lider al Partidului Național Liberal care să fie implicat în organizare, să fie acuzat de zădărnicirea bolilor? Vedeți, există multe evenimente care s-au organizat în aceste perioade de timp. Dacă vă uitați și la mall, când se dă ceva, se produce aglomerație, deși sunt toate semnalele. Eu, care am condus lucrările acestui congres în timpul desfășurării, am făcut apel de nenumărate ori la purtatul măștii, care era obligatoriu, și acest lucru s-a respectat în timpul congresului. Au fost, repet, acele momente, din păcate, unde n-am putut să evităm anumite
alte aglomerări în spațiu mai restrâns. Acolo, la pavilionul expoziției, este, după cum cunoașteți, un spațiu imens în peste 10.000, dacă nu 15.000 de metri pătrați, având în vedere că există și etaje, nu numai partea de jos de la parter. Doar că cea mai mare parte a delegațiilor și a presei a fost concentrată în primul nivel, de fapt acolo unde a fost amenajată scena, acolo unde am urmărit mai devreme imagini și cu Florin Câțu, cel care urma să fie ales la acel congres președinte al Partidului Național Liberal. Exact. Domnule Stolojan, exact. Și o întrebare referitor la acuzația de abuz în serviciu. Se fac verificări inclusiv din această perspectivă, din acest unghi. Bun, aici nu dau seama ce poate fi abuz în serviciu. Acolo nu era vorba de un eveniment organizat de stat sau al unei instituții de stat. Era un partid politic care ținea un congres. Nu văd unde, ce legătură are cu sau cine a făcut acest abuz în serviciu. Partidul Național Liberal, fiind la guvernare, nu a introdus un articol care să facă referire sau să lămurească aceste situații, congresele de partid. Bun, asta e o discuție la care nu am ce să vă spun, pentru că nu pot să acuz pe cineva că nu a introdus într-o lege ceva. Asta trebuie analizat, cum s-a dat legea respectivă, pe baza căror propuneri, de ce nu s-a introdus. E greu să vă fac eu un comentariu pe tema asta. Și o întrebare, cred că e a oricărui cetățean, sesizarea făcută către organele de anchetă penală a fost făcută de către Partidul Social Democrat. Cei cu care astăzi sunteți la guvernare, alături de care promiteți o reformă fiscală, reforma a pensiilor, o modificare a Constituției. Cum vine acest lucru? Bun, asta e o situație. S-a întâmplat după această asociere pentru guvernare între PSD și PNL, deci un fenomen ulterior, dar sezizarea făcută trebuie să-și urmeze cursul și până la urmă sigur că vom avea niște concluzii a celor care sunt chemați să analizeze ce s-a întâmplat. Eu, într-un fel, mă bucur că, cum vă spuneam, nu am avut cazuri de îmbolnăviri dintre acestea care, după congres, în rândul participanților. Cum funcționează în acest moment această colaborare cu Partidul Social Democrat, domnule Stolojan? Urmărim în declarații oficiale, nu mai vorbim de informații pe surse, de declarații oficiale în care observăm poziționări total diferite în privința taxării, în privința bugetului așadar, în privința pensiilor, în privința colectării banilor la buget, acum e această problemă, inclusiv în privința modificării Constituției. Cum funcționează această coaliție? Greu. Funcționează greu, cu răbdare și cu foarte multe argumente. Eu am condus un guvern care era format din 4 partide politice, deci cu miniștri provenind din 4 partide politice. Nu aveam complicația care o are guvernul actual în sensul că trebuia întâi să se negocieze la nivelul liderilor politici, conducerilor politice ale partidelor care fac parte din actuala coaliție de guvernare. La vremea respectivă, noi, când conduceam eu guvernul format din 4 partide politice, negociam acolo, la nivelul guvernului, absolut toate măsurile și ajungeam la un consens. Am avut chiar cazuri de măsuri în care eu am propus o decizie și, sigur, am fost convins pe urmă de către miniștri aparținând la un partid politic sau altul că există și soluții mai bune și le-am acceptat ca tare. Acum, regula e simplă, dacă vor să o respecte și dacă vor ca această coaliție guvernamentală să poată nu numai să meargă înainte, dar să fie și eficientă pentru români, pentru România. Regula este ca orice decizie pe care o ia guvernul, care are impact, să fie luată după ce a fost negociată la nivelul
conducerilor politice ale celor trei partide, nu PNL, PSD, UDMR. Aceasta ar fi situația ideală. Din păcate, sigur că, după cum vedeți, există puncte de vedere foarte diferite între PNL și PSD, dar, până la urmă, trebuie stat jos cu argumente și găsită o formulă care, până la urmă, să reprezintă un compromis. Nu? Riscul că spomenit... această coaliție să se rupă, el există, pentru că la câte... Ați spus categoric. Da, categoric există acest risc și nu e mic. De ce? Argumentați, vă rog. Pentru că diferențele de puncte de vedere între Partidul Național Liberal și PSD în special sunt foarte importante. Adică nu sunt chestiuni, sunt chestiuni care țin de valori, sunt chestiuni care țin de principii. Vă dau un exemplu. Și Partidul Național Liberal a susținut creșterea pensiilor, chiar s-a avansat acest proces de 10% la vremea respectivă de către ministrul muncii, care era Raluca Turcan. L-am avut în vedere, ceea ce nu vrem noi, nu vrem în general o creștere a cheltuielilor sociale care să fie bazată în continuare pe creșterea îndatorării României. E important ca România să producă avuție, să producă venituri și din acestea să facem creștere pe toate palierele sociale, și pensii și salarii în sectorul bugetar și indemnizații pentru persoanele cu dizabilități și pentru susținerea familiei. Și abordarea PSD cum este? Populistă, așa cum o caracteriza PNL în lunile trecute? În general, PSD-ul spune să luăm o măsură și pe urmă căutăm de unde vin banii și iată, și din acest motiv PSD-ul susține introducerea acestei taxe de 1% pe cifra de afacere a corporațiilor, cu care noi nu suntem de acord. Și nu numai că nu suntem de acord, dar și din punct de vedere economic nu suntem de acord, dar din punct de vedere politic, când s-a făcut această alianță, s-a acceptat de către toată lumea să nu creștem impozitele și taxele în acest an. Cu UDMR, care este relația? Pentru că această taxă de care ați pomenit e o propunere venită ulterior propunerii PSD din partea UDMR. Mai mult decât atât, îmi amintesc că la câteva zile după ce a devenit oficială această coaliție PSD-PNL-UDMR, Gheorghe Falcă acuza UDMR că a negociat în privat cu Partidul Social Democrat, astfel încât să reușească să își păstreze portofoliile, cele trei pe care deja le știm. În același timp, sugera că s-a format cumva o coaliție în interiorul coaliției între PSD și UDMR. Dacă sunteți UDMR, de acord. În general ne înțelegem cu UDMR-ul, negociind foarte clar ce anume dorește UDMR-ul, ce dorește Partidul Național Liberal. Atunci când reușim să negociem foarte clar și să ajungem la anumite puncte de vedere comune, nu avem probleme. UDMR-ul acum însă se uită cu atenție ce s-a întâmplat prin Ungaria și vine și face o serie de propuneri în România, de instrumente, de măsuri care s-au aplicat în Ungaria. Și aici începem să ne deosebim. În ce sens? În Ungaria s-au aplicat multe măsuri bune, dar sunt și măsuri care nu se potrivesc în Ungaria, dar nu se potrivesc în România. De exemplu, în Ungaria, într-adevăr, s-a aplicat această taxă cu caracter temporar, dar care caracter temporar a ținut câțiva ani de zile, încă de la criza din 2007, 2008, 2009, la fel au introdus un fel de impozite suplimentare plătite de corporații,
cu caracter temporar, dar au ținut câțiva ani de zile acest caracter temporar. Deci UDMR-ul vine acum și ia această măsură și o propune în România, fără să țină cont că între Ungaria și România sunt diferențe mari. În primul rând, în Ungaria, productivitatea exprimată, dacă vreți, prin nivelul produsului intern brut pe locuitor, este mai mare cu aproape 30% decât în România. În Ungaria nu duc lipsă de capital străin, de investiții străine, dimpotrivă, au mari investiții străine făcute de miliarde de euro. Uitați-vă numai ce se întâmplă în industria auto din Ungaria, în timp ce deci Ungaria are o credibilitate pe piețele financiare internaționale și în fața investitorilor străini mult mai bună decât o are România. Și pentru România o asemenea măsură care poate fi luată în Ungaria și a fost luată în Ungaria, pentru România o asemenea măsură, dacă o luăm acum, nu face decât să descurajeze investițiile în România. Și ca să vă dau un exemplu concret, iată, suntem în criză energetică, iar România stă cu gazele naturale îngropate în Marea Neagră. De ce? Pentru că acum 2 sau 3 ani de zile guvernul a scos o lege care pur și simplu a blocat investițiile firmelor din România. Petromul ne-a spus foarte limpede, în condițiile de impozite modificate pe care le-ați făcut acum 3 ani, nu mai putem lua decizii de a investi mai departe în Marea Neagră. Și așteaptă acum ca noi să schimbăm această lege și o sper să fie schimbată cât mai repede. Deci vedeți cum lucrurile sunt diferite în Ungaria față de România. Și vreau să vă mai dau un alt exemplu de aceeași măsură preluată mot-a-mot din Ungaria și tot de către UDMR, bănuiesc la sugestia UDMR. Deci iată, UDMR-ul vine cu o idee foarte bună, a lansat-o și la Congresul PNL, și anume de a da mai mare atenție familiilor în România. Pentru că ca și în Ungaria, avem procesul de scădere a natalității și trebuie încurajat această natalitate. Și, printre alte măsuri, sigur, bănuiesc tot la sugestia UDMR-ului, doamna Firea vine și ne prezintă, când s-a prezentat la audiție în Parlament, zice, vom ajuta familiile cu mai mulți copii să cumpere mașini cu 7 locuri. Nu vă supărați, în România familiile cu mai mulți copii, dacă e ajuns să cumpere cu subvenții de la stat o mașină cu 7 locuri, nu are cu ce să o întrețină mașina aceea, pentru că are consum mare, are cheltuieli de întreținere mare. Deci sunt lucruri care merg în Ungaria, dar nu merg în România în etapa actuală. Peste 5-10 ani s-ar putea să ajungem și noi la acest stadiu de productivitate și dezvoltare așa cum este Ungaria și să putem să luăm și acest de măsuri. Că ați adus discuția de acest minister, aș vrea, între paranteze, un răspuns din partea dumneavoastră. E o curiozitate. Acest minister a fost înființat ideologic, cumva, ca un răspuns al conservatorilor din PSD, PNL, UDMR. Va monitoriza în vreun fel sau va veni cu proiecte de lege pentru interzicerea avortului, ori îndreptate înspre comunitatea LGBT? Dacă era necesar un minister sau nu al familiei, e o discuție, sigur, există în unele țări. Până în prezent, la noi, ceea ce ar vrea să facă Ministerul Familiei trebuie să preia de la Ministerul Muncii, de la Ministerul Educației, de la Ministerul Sănătății, de să preia o serie de atribuții care în prezent se realizează prin ministerele respective. În niciun caz, în România, nu cred că se poate lua o măsură de interzicere a avorturilor, având în vedere experiența nefericită a României, pe care dumneavoastră nu cred că ați cunoscut-o, dar eu am cunoscut-o, am trăit, am trecut prin ea în anii 68, 69, 70, când sute, dacă nu mii de femei, pur și simplu s-au nenorocit din cauza măsurilor luate la vremea respectivă
acel decret care interzicea avorturile și chiar în situații dificile, medicul nu avea voie să se atingă de o femeie adusă într-o situație dificilă la spital până când nu anunța procuratura. Deci este exclusă această variantă și referitor la comunitatea LGBT, că există și această discuție, a avut un referendum, unul de susținere a familiei tradiționale, s-ar putea relua acest referendum? Nu cred. Aici mai degrabă noi va trebui să ne încadrăm în contextul pe care îl generează Uniunea Europeană, unde suntem stat membru, în sensul de protejare a drepturilor acestei minorități, ca să-i spun așa. Sigur, și aici se poate discuta foarte mult și, ca să revin la Ungaria din nou, de exemplu, eu am mare simpatie și admirație față de managementul economic, monetar, fiscal pe care Ungaria l-a dezvoltat în decursul deceniilor și care întotdeauna a fost deasupra celui din România din punct de vedere al rezultatelor. Sigur că am anumite rețineri față de pozițiile adoptate de Ungaria în diferite domenii, de exemplu, sigur că susține maghiarii din România, maghiarii, comunitățile maghiare din Serbia, comunitățile maghiare din Ucraina, ceea ce este corect și noi susținem românii, poate nu atât de mult ca Ungaria, pe românii din afara României, dar, de exemplu, nu putem accepta punctul de vedere al Ungariei vis-a-vis de puritatea etnică care a condus la mari dezastre în istoria Europei. Deci avem anumite diferențe de vedere față de modul în care Ungaria abordează și problema ridicată de dumneavoastră și problemele de puritate etnică și așa mai departe. Mulțumesc tare mult, Teodor Solojan. Continuăm emisiunea cu o dezbatere cu privire la această reformă asupra taxelor, despre care se tot vorbește în coaliție. În aceste zile, PNL, PSD, UDMR analizează cum să fie împărțiți banii pentru 2022. Ni se alătură și Cosette Chichirău, este deputatul SR. Bună ziua! Este și Alfred Simon, ni se alătură de noi, liderul deputaților PSD. Bună ziua! Bună ziua! Încep cu dumneavoastră, domnule Alfred Simonis, pentru că au tot venit dinspre Partidul Social Democrat variante de taxe. În 2022, vreuna din variantele de taxe de care s-a discutat va intra în vigoare, va ajunge să fie aplicată? Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. În primul rând, eu n-am să înțeleg niciodată de ce actori politici, atunci când se avansează o idee, o temă de dezbatere, sar ca arș spunând din prima că nu sunt de acord cu această dezbatere. Nimeni n-a discutat despre introducerea unei taxe de la 1 ianuarie, de exemplu, pentru că, după cum bine știți, în codul fiscal e prevăzută clar obligația ca orice majorare de taxe, orice introducere de taxe să se facă cu cel puțin 6 luni înainte, să fie anunțată cu cel puțin 6 luni înainte. Deci și dacă s-ar dori implementarea unei taxe noi, introducerea unei taxe noi, ar putea intra în vigoare cel mai devreme cu 1 mai, 1 iunie sau ceva de genul acesta. Dar, însă, respingerea unei dezbateri pe această temă este neproductivă. Noi ne-am asumat cu toții această coaliție de guvernare anumite măsuri sociale începând cu 1 ianuarie. Majorare de pensii, majorare de alocații, majorare de salarii, salariu minim și alte cheltuieli bugetare, care, evident, atunci când angajezi cheltuieli, trebuie să identifici venituri. Veniturile pot fi făcute prin o colectare mai bună, nu-i așa? Prin combaterea evaziunii fiscale, prin măsuri care să găsească instrumentele prin care îți aducem bani la buget mai mulți și, evident, nu doar în România, peste tot în lume, cu introducerea unor taxe suplimentare, astfel încât să nici nu afecteze în mod decisiv mediul de business din România, dar în același timp să găsească instrumentele sau sume necesare pentru a acoperi cheltuielile bugetare. Noi am spus încă de acum 2 luni de zile că în măsura în care se va vedea la construcția bugetului că nu acoperim sumele necesare
pentru a acoperi cheltuielile, va fi nevoie de introducerea unei taxe. Și această dezbatere a fost făcută și în urmă cu 2 luni, și în urmă cu 1 lună, și în aceste zile, în coaliție, în urmă, în discuțiile pe la care am și participat. Alfred Timoni, să revin la dumneavoastră, pentru că vom detalia, ne pregătim de o scurtă pauză și vreau răspunsul celorlalți invitați foarte scurt pe această temă. Cosette Chichirău, vă ascultăm pe dumneavoastră. Sigur că guvernul are o sarcină foarte grea în a construi bugetul pe anul viitor, pentru că deja suntem în procedură de deficit excesiv și în 2022 deficitul ar trebui să fie undeva la 6,3%, să zicem, deci puțin peste 6%, ca să putem reveni în 2-3 ani la sub 3% deficit. Apoi avem reformele din PNRR, unde știm foarte bine că pensiile trebuie să se încadreze undeva sub 9,3% din PIB. Asta înseamnă că toată anvelopa pensiilor trebuie să se încadreze într-o anumită sumă. Deci pensiile speciale, noi pensii speciale, cu siguranță nu pot intra în vigoare, iar pensiile contributive, bineînțeles, trebuie menținute și crescute. Deci acolo va fi o problemă pentru guvern. Ce vor face cu pensiile speciale, ce vor face cu pensiile mici? Apoi vor trebui să aloce bani pentru proiectele mari, autostrăzi, școli, spitale, pentru combaterea sărăciei, pentru că în pandemie am avut probleme cu sărăcia, avem probleme cu sărăcia și mai mari decât până acum. Ar trebui ca guvernul să se intereseze de programe și proiecte pentru copii în special, de exemplu masă caldă în școală pentru cât mai mulți copii. Acestea sunt proiectele importante care ar trebui dezbătute pentru bugetul anului viitor. Cât despre taxe, sigur că nu putem avea, bine, putem avea, că s-a mai întâmplat și înainte, modificări dramatice ale fiscalității, nu este de recomandat. Ce ar trebui să facem este să avem o eficiență mult mai mare a colectării. Colectarea în România este deficitară, ANAF ar trebui să se intereseze mult mai mult de o colectare mai bună la buget. Scurt, vă rog, domnule Stolojan. Programul Național de Redresare și Reziliență conține prevederi exprese cu privire la reforma sistemului fiscal din România. Pe de o parte, vizează îmbunătățirea colectării și deja toată lumea știe ce deficite enorme avem pe colectare. Pe de altă parte, vizează, ca să spun, în raționalizarea sistemului fiscal din România, care la ora actuală, scuzați-mă expresia, a ajuns o varză. Deci noi avem așa zisa cota unică de 10% la venituri, dar construcțiile nu o plătesc. Avem 10% la contribuții de sănătate, dar construcțiile nu o plătesc. IT-ul nu plătește. Avem așa zisa cotă de TVA de 19%, dar pe lângă ea avem și crește în continuare numărul de activități care au alte cote. Deci nu putem discuta acum de introducerea unei măsuri sau alta. Avem acest PNRR, ne obligă să gândim o reformă fiscală și acest lucru trebuie făcut temeinic. Scurtă pauză și revenim cu detaliile, inclusiv despre ce informație a apărut referitor la noul certificat verde pe care socialdemocrații nu și-au dorit să scape, cel puțin nu public, pentru că în aceste zile ar fi finalizat noul certificat verde, ar urma să fie adoptat de guvern, de parlament. Rămâne să ne lămurim după o scurtă pauză, vă aștept. Am revenit în direct. Noul proiect pentru introducerea certificatului verde la locul de muncă e aproape gata. Noutatea lui e că statul va asigura teste gratuite pentru fiecare angajat pe perioada în care certificatul verde va fi obligatoriu. Cum ar urma să funcționeze? Ne spune acum Andreea Dumitrescu. Te ascultăm, Andreea. Bun găsit tuturor! Proiectul pe care l-a pregătit ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, prevede din informațiile noastre acordarea a 11 teste gratuite pe lună pentru fiecare angajat. Acestea ar avea o valabilitate pentru obținerea certificatului verde de 48 de ore în cazul testelor antigen și de 72 de ore în cazul testelor PCR. Aceste teste vor fi acordate gratuit de către statul
stat potrivit proiectului pe toată durata aplicării certificatului verde obligatoriu la locul de muncă. Să vedem însă când ar urma acesta să fie introdus. Ei bine, el ar urma să fie obligatoriu la locul de muncă după ce, timp de 3 săptămâni consecutiv, rata infectărilor ar crește cu câte 50% în fiecare săptămână. După aceea, el ar putea fi eliminat doar în momentul în care incidența ar scădea sub 1 la 1000. Atunci acesta ar putea să nu mai fie cerut la locul de muncă obligatoriu. În cazul în care nu s-ar aplica această regulă a certificatului verde, angajatorii care nu îl solicită ar putea primi amenzi cuprinse între 10.000 și 100.000 de lei. Iar în cazul angajaților care refuză fie să se testeze, fie să se vaccineze, am putea de a vedea o pedeapsă de suspendare a contractului de muncă. S-a renunțat însă la varianta care era în vechiul proiect de lege să se întrerupă chiar aceste contracte de muncă. Deci, practic, salariatul ar sta acasă fără a mai primi salariu dacă refuză testarea sau vaccinarea. Această variantă a proiectului a fost criticată de fostul premier Florin Câțu, spunând că varianta aceasta cu testarea gratuită ar descuraja vaccinarea. Mulțumim, Andreea. Alfred Simonis spune astăzi, Florin Câțu, fostul premier, că se descurajează vaccinarea dacă oferim o testare gratuită nelimitată. Dați-mi voie cu toată condescendența să nu fiu foarte atent la ceea ce spune Florin Câțu, pentru că domnia sa este cel care a gestionat criza pandemică în România în ultimul an de zile și vedeți situația în care ne aflăm. Nu vreau să insist pentru că nu vreau să creez o polemică în coaliție și pe acest subiect, însă așa nu face nimic, așa cum s-a întâmplat în ultimul an, nu cred că e o soluție să convingem oamenii să se vaccineze. Asta ca să fie foarte clar. Pe de altă parte, este un draft care a apărut în presă, nu este un document final, nu este ceva asumat de Ministrul Sănătății. Acesta va explica în zilele următoare ceea ce dorește de această formă a legii. Cert este că nici nu putem să introducem un certificat verde peste noapte, fără să oferi posibilitatea oamenilor măcar până apucă să beneficieze de certificat verde, pentru că știți foarte bine, dacă îți faci prima doză de vaccin astăzi și faci apelul după 10 zile sau după 14 zile, mai ai nevoie de încă 10 pentru a beneficia de certificatul verde. Deci asta ar însemna că dacă nu asigurăm acea gratuitate la teste, ar însemna că oamenii vor trebui pe banii noștri să se testeze chiar dacă astăzi își facă prima doză de vaccin. Trebuie găsit o formulă. Nu, personal nu susțin o decontarea cheltuielilor pe întreaga durată a necesității certificatului verde de către stat a cheltuielilor testelor, dar pentru o perioadă de timp, că 90 de zile, aș putea susține o astfel de formulă. Până la urmă, putem să continuăm să ne certăm în presă și noi, fostul premier Câțu și dâns domnia sa cu noi, însă totuși e o problemă care trebuie rezolvată în regim de urgență. Și vor fi 11 teste. Da, 11 teste vor fi gratuite? Sau această variantă spuneți că încă se discută? Că sunt 8, că sunt 11, că sunt 15, că sunt 30, 60 sau 90 de zile, se va discuta, pentru că noi în Parlament facem până la urmă legea. Nici Ministrul Sănătății și nici ceilalți nu vor aproba legea fără să treacă prin Parlament, așa că e bine ca mai mulți oameni să-și dea cu părerea, mai mulți specialiști și să găsim o formă coerentă a acestei legi. Cert este că trebuie să găsim mecanisme prin care să introducem automat acest certificat verde atunci când există o rată mare a vaccinării, dar în același proiectul timp lui Florin Câțu prevede retragere, această perioadă. Proiectul lui Florin Câțu de ce a fost retras? De ce să vină cu o altă variantă? Pentru că și acolo există acest timp de 60 de teste, 60 de zile, 45. Proiectul guvernului a trecut într-o anumită formă de Senatul României. Orice modificare substanțială a acelui proiect, modificare care nu s-a dezbătut la Senat, care n-a existat la Senat, poate aduce suspiciuni de neconstituționalitate sau vicii de neconstituționalitate. Și ce vă împiedica să trimiteți proiectul la Senat înapoi Păi nu e așa ușor să trimiți un proiect la Senat înapoi. Avem o prevedere regulamentară, abia din acest an personal am făcut această modificare regulamentară pentru a putea trimite înapoi, însă și aceasta a fost atacată și nu e foarte clar dacă în acest moment putem face sau nu putem face așa ceva. Tergiversează PSD amânarea certificatului verde? În niciun caz. Dezbatem această chestiune cu dumneavoastră astăzi și cu ceilalți invitați, pentru că Ministrul Sănătății a creat un draft al unei inițiative.
Cred că cei care s-au opus formei pe care PSD-ul a acceptat în urmă cu ceva timp, și anume testare gratuită pe 60-90 de zile, introducerea certificatului verde, și dar și mecanismul de retras, renunțare la acesta, pentru că nu poți introduce ceva fără să introduci un mecanism prin care și retragi certificatul verde, că altfel rămâne pe viață. Adică sunt niște chestiuni care atunci, la începuturile coaliției, n-au funcționat. Cert este că avem nevoie de o astfel de lege, însă treia trebuie să fie în beneficiu. Reținem argumentele dumneavoastră. Mulțumesc tare mult, Alfred Simonis. Și în sprijinul vaccinării. 4 minute până la final, așa că voi împărți aceste minute. Domnule Stolojan, cum vedeți această variantă a socialdemocraților care spun că era imposibil să adoptăm un certificat verde care să nu poată fi ușor de retras, care rămânea pe viață? Bun, eu cred că aici, în primul rând, trebuie să conteze părerea specialiștilor și, slava Domnului, avem la ora actuală și în guvern și în parlament oameni specializați chiar în asemenea probleme. Eu vă pot spune din experiența personală, am fost în ultimile 3 luni la 2 evenimente, unul în Austria, o conferință în Viena, și unul în Londra. În Viena regimul e foarte strict. Fără acest certificat verde nu ești acceptat nicăieri, nici măcar în magazine unde vrei să intri. Ați văzut că au mai luat o serie, pur și simplu vor să introducă vaccinarea obligatorie, sigur au proteste. În Anglia te obligă. Domnule Stolojan, pentru că nu avem foarte multe minute, da, pentru noi, care e abordarea dumneavoastră? Sunteți de acord să fie introduse aceste 11 teste gratuite sau un număr de teste gratuite în certificatul verde? Adică să fie acoperite pentru de stat. Să vă spun, pentru mine trebuie făcut vaccinul. Cum se ajunge la această soluție e treaba specialiștilor. Opinia dumneavoastră tergiversează acum PSD adoptarea acestui certificat verde? Nu cred. E nevoie și de teste, dar e nevoie de vaccinare. Cosette Chichirău, se descurajează vaccinarea în situația în care sunt incluse testări gratuite în acest certificat verde? Da, vaccinarea este tergiversată de câteva luni de PSD și PNL și în oarecare măsură și UDMR. USR a fost singurul partid care a spus că vaccinarea este singura soluție ca să scăpăm de pandemie. Avem această tergiversare de, cred că, aproape 3 luni. Dincolo de ambele doze, avem costuri foarte mari. Vaccinarea ar fi descurajată dacă oamenii ar înțelege că, practic, pot să nu se vaccineze și tot să o ducă dintr-un test în altul. Am văzut că atunci când părea că certificatul verde este iminent, obligatoriu, am avut un val foarte mare de vaccinări. Iar apoi, cum a fost tergiversată legea, acum oamenii nu s-au mai vaccinat. Deci concluzia, Cosette Chichirău, dacă vor fi introduse 11 teste gratuite în acest certificat verde, USR va vota acest certificat verde? 11 teste de toate s-ar putea să nu fie suficiente dacă trebuie un test la 2-3 zile și totuși nu putem vaccina toată populația într-o săptămână sau două. Deci ca să ajungem la toată populația plus perioada dintre doza 1 și doza 2, e posibil să fie necesare mai multe teste. Domnule Stolojan, ultimul minut și aș vrea să revenim un pic la situația din Partidul Național Liberal. Stă pe margine acum Florin Câțu, în afara guvernului, dar este implicat în coaliție și critică. Care e poziționarea acum a lui Florin Câțu în interiorul PNL? E ascultat? Că de fiecare dată când e întrebat de modificări fiscale ori de alte lucruri, ne trimite la premier. El este președintele Partidului Național Liberal și participă în coaliție la discuția oricărei măsuri politice importante de politică economică sau socială. Și asta este datoria dânsului, să apere poziția Partidului Național Liberal, să o susțină în această coaliție. Dar l-am auzit pe Marcel Ciolacu și pe Alfred Simonis mai devreme că nu ascultă. Lăsați-mă să nu țin cont de ce spune Florin Câțu, o abordare. Riscul care îl văd eu aici, și vă spun că am trecut printr-o situație în 2008, când eu am refuzat să fiu în continuare candidat de prim-ministru sau prim-ministru desemnat, pentru că
în momentul am în ajuns care la final. Domnule Teodor Stolojan, vă rog tare mult să continuăm această discuție săptămâna viitoare, poate ne vedem din nou. Vă mulțumesc pentru opiniile dumneavoastră. Am ajuns la finalul acestei ediții și continuă la Digi24 știrile zilei cu Mihaela Brazdeș.